Bună ziua, doamnă și domnule, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă propun să discutăm un pic despre ce se întâmplă în domeniul bancar și financiar, pentru că, doamnă și domnule, a ieșit guvernatorul BNR, vâlceanul Muguri Serescu, și a arătat cu degetul, a aruncat câteva avertismente către bănci, a prezentat cifre, date, statistici despre economia românească, despre ce ar trebui să se întâmple cu ratele românilor, despre cât de mult a crescut inflația și cum și cât vor sări în aer prețurile în perioada imediat următoare. Despre toate aceste lucruri care ne afectează pe noi toți, da? Pentru că toți avem, sau majoritatea dintre noi avem rate, cu toții plătim facturi. Vreau să discut astăzi, doamnelor și domnilor, cu reprezentantul PSD, Remus Grigorescu, consilier local, da, și proful de statistică. Da. Bună ziua. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați venit, domnule Grigorescu, pentru că, iată, pe acest subiect al ce se va întâmpla în continuare cu economia românească, cu cursul euro, ratele românilor, inflația, cred că e important. Și haideți să plecăm de la ce a declarat marți Muguri Serescu. El susține că băncile au sărit calul în privința robor, da? Știm că cei care au luat credite în lei sunt foarte afectați. Da, într-adevăr. Este o situație dificilă. Până la urmă, iată că toți cei care au fost împotriva IRC-ului și a modului de calcul al roborului acum 4-5 ani, știți că tot pe vremea când era PSD-ul și era condamnat de tot felul de lucruri, la vremea respectivă era condamnat că au schimbat modalitatea de calcul al dobânzei de referință. Iată că la momentul ăsta există o diferență foarte, foarte mare între indicele robor și indicele actual, IRC-ul, cum se numește mai nou. Diferența este foarte mare. Dacă asta este undeva la aproape 5,75%, celălalt depășește 8%. Cum puteți explica faptul că roborul s-a dus mult mai mult decât rata de politică monetară? Pentru că modul de negociere a acestei dobânzi de referință, de fapt este o dobândă medie, este dobânda care se împrumută băncile între ele și numărul băncilor care participă la stabilirea acestei medii, în cazul roborului, este mult mai mic decât numărul băncilor care sunt implicate în stabilirea dobânzii de referință pe metoda de calcul IRC. Practic, la momentul ăsta, primele 10 bănci din România stabilesc care este dobânda de referință și este evident că la momentul ăsta aceste bănci care realizează culmea și cele mai mari profituri. Exact, în țara noastră. Dar iată, aceste bănci au prevăzut un viitor sumbru, pentru că, spune domnul guvernator Muguri Serescu, ele au previzionat, au prevăzut o inflație mare, chiar mult mai mare, foarte greu de stabilit și, în consecință, acesta este roborul și cotațiile au fost cu mult peste rata de politică monetară, așa cum consumă. Deci, din păcate, noi n-am reușit și nu avem suficiente pârghii prin care să controlăm ceea ce se întâmplă pe piața bancară. Gândiți-vă că, la momentul ăsta, mai mult de 90% din numărul băncilor aflate pe piață sunt bănci cu capital privat, cu capital străin. Asupra acestor capitaluri, Banca Națională și, în general, Guvernul României n-au niciun fel de influență asupra modului în care stabilesc. Ele sunt concentrate mai degrabă să ridice dobânzile în zona, să zicem, de margine a Uniunii Europene, decât să mărească aceste dobânzi în țările de proveniență. Ceea ce face ca, la momentul ăsta, capitalul adus să fie luat la dobânzi foarte, foarte ridicate. La fel, domnul Serescu spunea pe un ton foarte apăsat, băncile să se uite cu mai multă atenție și la mesajele băncii naționale, da? Urmează să apară raportul pe inflație pe luna august. Părerea mea este că este tardiv ce spune domnul Serescu. Trebuia mai demult acționat, nu acum, și au existat câteva pârghii care puteau fi folosite, dar, din păcate, atunci când ceva nu depinde în mare măsură de tine, vii un pic și joci această piesă. Din păcate, lucrurile sunt cumva scăpate de sub control.
Lucrul acesta nu poate fi reglat de către piață și nu știu cât de mult această piață poate fi stăpânită, pentru că nu ai pârghile necesare. Pentru că, trebuie să spunem, banii au un preț, iar acest preț înseamnă dobândă. La momentul ăsta, rămân surprins că totuși nu s-au luat măsuri mult mai ferme vis-a-vis, eu știu, de stoparea acestor creșteri. Da, mă rog. Deci, dumneavoastră considerați că Mugurii Sărescu a ieșit prea târziu să pună băncile la punct? Da, din păcate a ieșit prea târziu. Și asta se poate simte și în cursul de schimb între deocamdată lăsiu, nu se va simți lucrul acesta. Domnul Sărescu a spus că nu va sări de 5 euro. Da, după părerea mea, nu va sări deocamdată, dar să știți că și Banca Centrală Europeană a modificat dobânzile de referință, de altfel și cei care au la momentul ăsta rate în euro vor avea și de suferit. Sunt mulți care au rate în euro. Este o situație critică, este o situație extrem de complicată, pe lângă faptul că venim după o pandemie în care s-au tipărit bani la greu, fără să țină cont de ceea ce se va întâmpla. Impactul războiului cu Ucraina, vedem criza petrolului, criza gazului, pentru că până la urmă una peste alta, la momentul acesta, toate țările din spațiul european sunt afectate de această situație. Avem și câteva vești bune prezentate de domnul guvernator Isărescu. Spune că România nu este fruntașa inflației, că suntem undeva pe locul 7 în UE. De ce zâmbiți? Păi zâmbesc pentru că avem una caldă, una rece. Pe principiul totuși nu e atât de grav. Nu, situația este cumva destul de complicată, pentru că noi depindem foarte mult, noi am importat foarte multă inflație din spațiul european. Da. De asta Banca Centrală Europeană a jucat-o extrem de pragmatic, nu a mărit dobânda de referință tocmai în ideea că această inflație să nu se manifeste în principalele țări ale Uniunii Europene și resimțim acest lucru cu siguranță. Și țările emergente, cum este România, Bulgaria, mă rog, Ungaria, vor resimți cu siguranță în perioada imediat următoare această politică pe care Banca Centrală Europeană o duce. Și vom importa acest lucru pentru că, din păcate, nu suntem suficient de pregătiți sau nu ne-am pregătit după ultima criză economică, nu ne-am pregătit din punct de vedere a ceea ce înseamnă crearea unei structuri care să-ți permită să faci produse în alt manufacturat. Adică noi în continuare mergem la export cu materie primă și importăm cu succes bunuri cu grad de manufacturare ridicat. Și de aici, practic, la un euro exportat, importăm aproape 1,8-1,9 euro. Diferența este foarte mare. Mai este o chestiune pozitivă, la fel prezentată de guvernatorul BNR. Prețurile materiilor prime încep să meargă în jos, inclusiv la produsele agricole. Păi merg în jos pentru că tu ești forțat cumva să dai materia primă la un preț mult mai jos decât ei. Problema nu este la materia primă, problema este că această materie primă export pur și simplu. Deci declarația este una foarte interesantă. Astfel, cu excepția gazelor naturale, aproape toate materiile prime au început să meargă jos. Păi nu era normal, să știți. Deci nu, păi da, la gazele naturale chiar... Pentru că e export foarte scump. Deci voi exporta foarte scump și voi importa foarte... Nu, voi exporta foarte ieftin și voi importa foarte scump. Foarte scump. Deci, adică, până la urmă, asta nu este o chestiune pozitivă. Păi nu este, că nu fac nimic, nu îmbogățesc nimic, nu încerc să stimulez ceea ce înseamnă crearea unei industrii proprii, capacitățile noastre de producție să realizeze totuși produse care să depășească calitatea de materie primă. Știți? Adică este ceea ce facem de ani de zile, vindem grâul într-o parte și îl vindem ieftin și îl cumpărăm scump, atât ne duce până-i capul. Nu ne duce capul, ci pur și simplu nu există o strategie națională care să vină să încurajeze tocmai apariția capitalului românesc,
acel capital românesc care se lasă așteptat, nu vorbim de acel capital românesc creat peste noapte prin miliardarii de carton, care miliardari de carton, din păcate, nu fac altceva decât să se laude ca o bani, dar nu investesc absolut nimic. Nu avem nicio politică în zona aceasta. Vă spun cinstit, astăzi... Cât de grav este că nu avem o politică în această... Păi ne afectează pe toți. Păi asta, adică... Ne afectează pe toți, simțim cu toții... simțim practic ceea ce se întâmplă și asta este și o consecință. Rata inflației, adică, la noi este mult mai dureroasă, chiar dacă suntem pe locul 7, decât, eu știu, cât este în Croația sau în Cehia. Pentru că noi avem, sau... avem alt gen de câștiguri față de alți cetățeni ai Uniunii Europene. Da, și atunci normal că noi resimțim mult mai mult, chiar dacă statistic stăm bine. Acum, să vă întreb, știți cum, știți cum e cu statistica? Deci noi doi se presupune că putem mânca un pui, dar în realitate mâncați dumneavoastră un pui, dar fiind împreună l-am mâncat amândoi. Eu doar m-am uitat. Domnul profesor Bulgaru la curs a venit cu exemplu așa. Exemplu așa este. Două persoane, unul a mâncat doi pui și altul a mâncat două cepe. Și atunci spune în medie că o persoană a mâncat un pui și o ceapă. Da. Dar statistica nu înseamnă... Nu lucrează cu mărimi finite. De obicei cu mărimi mult mai mari. Bun, ideea este următoarea. Da, mă rog, e bună gluma. Da, din păcate este ceea ce spunem de multă vreme, că în societatea românească avem probleme în ceea ce privește redistribuirea veniturilor în societate, din păcate. Exact. Vreau să vă spun că la momentul acesta există o discrepanță imensă între ceea ce înseamnă, spre exemplu, administrația centrală, care are același număr de angajați ca și administrațiile locale. Iar ruptura asta devine din ce în ce mai evidentă și cu siguranță ne vom aștepta în perioada imediat următoare la conflicte chiar în interiorul administrațiilor. Din păcate. Da, aș vrea și eu să văd bugetarii păruindu-se. Sunt lucruri care le vom simți cu siguranță și lucrul acesta îl vom simți după ce vom vedea rezultatele recensământului, care se anunță extrem de... De dezamăgitoare. Nu știu dacă dezamăgitoare, pentru că noi după anul 2011 trebuia să regândim legea de reorganizare teritorială a României. La vremea respectivă se vorbea doar de o treime din unitățile administrative. Stați un pic, că ne mutăm și pe recensământ. Haideți să închidem subiectul cu inflația. În ce cheie trebuie să privim lucrurile din punctul dumneavoastră, din punctul de vedere al profesorului de statistică, domnule Grigorescu? Ar trebui să ne îngrijoreze toate aceste declarații ale guvernatorului? El nu este des public. Sunt niște declarații realistă, este de prea târziu acea dojană care spune că au cam depășit, cum a spus, mai spuneți o dată, că e obsericalul. Consider că este cam târziu spusă, dar ele sunt normale și cumva suntem în trendul mondial. Da. Bun, recensământ. Ce înseamnă? Haideți să vă întreb așa, să discutăm pe municipiul Râmnicu-Vâlcea. Luăm studiul de caz, municipiul Râmnicu-Vâlcea. Ce înseamnă dacă noi, ca și municipiu, scădem sub 100.000 de locuitori? Cel mai probabil că se va modifica rangul municipiului. Adică de la 2 la 3. Da, cel mai probabil că va trebui regândită toată strategia referitoare la impozitele și taxele locale pe care le percep la nivelul comunității. Și de accesarea fondurilor europene. Și, sunt multe alte lucruri care vin ca urmare a trecerii dintr-un alt rang, dar cu siguranță cred că legea de organizare teritorială în urma acestui referendum va fi ajustată astfel încât municipiile care au un anumit rang să rămână la rangul respectiv. Mi-este greu să cred că legea din 2002 va fi modificată ținându-se cont doar de ce a spus atunci, pentru că vor fi foarte multe localități care vor trece într-un rang inferior și nu cred că convine cuiva să ajungă aici. Cel mai probabil că va trebui să asistăm în perioada imediat următoare la ceea ce înseamnă reajustarea numărului de unități administrativ-teritoriale. Adică? Vor fi în scădere. Vor fi... Dacă, spre exemplu, cel mai probabil că vom asista la o chestiune din trei unități administrativ-teritoriale, una să fie desființată. Adică îți vor dispărea locuri, UAT-uri. UAT-uri, da.
Că de UAT-uri vorbim. Da, cele peste 3150 de unități administrativ-teritoriale. Din ce am văzut și din ce știu, cel mai probabil că cel puțin 1000 dintre ele vor dispărea în perioada imediat următoare, pentru că este o lege evidentă. Nu poți să ai localități cu 15, cu 3, cu 4, cu 10 locuitori, e deja prea mult. Vorbiți acum la nivel național? La nivel național vorbim. La nivel județului Vâlcea vom vedea în perioada imediat următoare. Când se va stabili pragul de referință, care, atenție, va fi extrem de important. Dar avem și noi cazuri de acest gen în județul Vâlcea. Da, avem câteva comune care au sub 1000 de locuitori. Mi se pare că față de 2011 numărul lor a ajuns la 6. Localități. Nu avem niciun oraș. Ceea ce este interesant este altceva, că a crescut populația unităților administrativ-teritoriale din zona rurală, care sunt în jurul orașelor reședință de județ. Așa. Adică, cum este în cazul nostru, vorbim de Vlădești, Budești, vorbim de Bujoreni, vorbim de Mihăiești, localități în care numărul populației a crescut. Da, pentru că s-a dezvoltat municipiul pe orizontală, cum ar veni. Da, oamenii au cumpărat, preferă să-și declare domiciliu în localitățile limitrofe orașelor reședință de județ și este un lucru generalizat. Ceea ce nu e rău. Nu este rău, dar asta va trebui redefinit în cazul acesta zona metropolitană, pentru că este evident că vor fi cu totul alte cerințe. Ceea ce este și mai îngrijorător este totuși un alt aspect, că se pare că gradul de îmbătrânire demografică s-a accentuat peste prognozele inițiale. Va fi mult mai mare și acest lucru atrage după sine și o povară fiscală, o povară socială destul de mare, în ceea ce privește asistența socială. Pensiile și sistemul de sănătate și așa mai departe vor simți cu siguranță până undeva prin 2050 va exista o presiune fantastică asupra bugetului. Pe sistemul public de... Da, pe sistemul public, da. Din păcate. Da, pentru că, uite, toate aceste politici haotice, da, până la urmă... Nu știu dacă au fost haotice, mai degrabă vorbim de politici ignorante. Au ignorat componenta cea mai importantă care se numește populația. Din păcate. Și să știți că Institutul Național de Statistică, după anul 2010, a prezentat o serie întreagă de previziuni vis-a-vis de această situație. Din păcate, nu prea am luat în calcul tot ceea ce s-a spus acolo. Și sunt documente care dovedesc că situația nu este tocmai roză. Într-adevăr, ne aflăm în trendul european de scădere al populației. Problema este că la noi aceste lucruri sunt mult mai accentuate decât în afară. Încă o dată, noi nu ne putem compara cu țările, cu unele țări occidentale, da? Nici din punct de vedere al populației, nici din punct de vedere al veniturilor. Și atunci, în momentul când te raportezi la Uniunea Europeană, Eu nu mă raportez la Uniunea Europeană. Eu mă raportez la niște țări din Uniunea Europeană aflate în aceeași grupă cu România. Uitați-vă ce face Bulgaria. Bulgaria reușește cumva să-și reajusteze sistemul de asigurări sociale altfel decât îl face România. Și sistemul de pensii, și sistemul de sănătate se adaptează. Noi nu avem lucruri de genul ăsta care să fie adaptate. Avem instituțiile create. Bun, din păcate, ele sunt de cele mai multe ori sunt finanțate. Din păcate. Și atunci nu reușesc să-și facă treaba cum... Da, nu reușim, structurile politice actuale din România, nu reușesc să pună de acord, domne, pe o anumită lege, nu avem voie să umblăm 10 ani. Adică să definim clar domeniile în care nu se umblă pe lege, chiar dacă câștigă unul sau altul, domne, legea aia rămâne așa. Da. Știți? Gândiți-vă, de exemplu, la legea salarizării, dată în perioada 2016-2020 și care din 2021-2020 nu a mai fost aplicată așa corespunzător cum se stabilise inițial. Acum, iar acum, creșterea asta salarii. Nu este o creștere care să vină, să zicem că vine să indexeze la rata inflației. Nu. Este o creștere câștigată prin lege. Deci, în niciun caz... Facem un, cum să vă spun, spunem niște lucruri legate că există creștere,
la bugetari, dar nimeni nu gândește că, de fapt, se aplică practic legea Olguța Vasilescu. Exact. Care prevedea clar cu 1 ianuarie 2022 etapele. Da? Și iată că ele vin cumva din urmă, pentru că oamenii din sistem cer. Nu poți să mergi mai departe. Nu faci altceva decât să aplici legea care a fost adoptată în perioada 2016-2020. Nimic altceva. Bun, și uite că suntem în anul de grație 2022. Suntem după o perioadă pandemică, urmează din septembrie, iar nu știm în ce intrăm, dar în ceva intrăm cu siguranță. Da, eu cred că nu, nu vor mai fi atât. Suntem cu războiul din Ucraina la graniță, adică cumva nici contextul internațional nu ne ajută. Păi nu ne ajută pentru că cumva această pandemie, în ciuda faptului că au existat specialiști care au avertizat de ani de zile, statele nu au fost pregătite și nu au luat în serios scenariul ce s-ar întâmpla în cazul unei pandemii. Niciodată n-au luat. În condițiile în care astfel de epidemii s-au manifestat în sud-vestul Asiei, în sud-estul Asiei, nicio țară n-a fost pregătită pentru un astfel de scenariu. Și cumva toate țările, într-un fel sau altul, au fost prinse nepregătite. Pentru că am bâșbuit, inclusiv cu nebunia cu vaccinul, inclusiv cu ideea ne vaccinăm, ne vaccinăm, inclusiv cu nebunia asta în care am cumpărat vaccinul peste fiole de vaccin, peste fiole de vaccin și am ajuns într-o situație în care banii ăștia cumva trebuiau justificați. Nici la ora actuală nu sunt justificați, cel puțin pentru România. Nu l-am auzit, n-am auzit nicio instanță din România care să ia la întrebări ce s-a întâmplat cu achiziția de fiole de vaccin în perioada 2020-2021. Da. Aș vrea să ne întoarcem un pic la declarațiile domnului Sărescu, pentru că am mai găsit ceva foarte, foarte interesant. Spune că încearcă BNR împreună cu guvernul să dea jos inflația fără să se creeze recesiune și fără să afectăm prea mult piața forței de muncă, mă rog, aia care mai e. Mai spune că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Că nu are rost să mai vindem iluzii. Mi se pare o declarație de bun simț asta. Și foarte important, iată un semnal de alarmă și aici vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere, domnule Grigorescu. Nu este o perioadă în care poți să neglijezi punga. Nu spun că lumea trebuie să fie strânsă la pungă, este decizia fiecăruia cum să se comporte, dar nu poți nici să sară în partea cealaltă să creezi o iluzie. Repet, cu asemenea evoluție arată inflației, dobânzile stagnează și probabil vor merge în jos, dar niciodată nu vom reveni, cred eu, în viața asta pe care o mai am de trăit, la dobânzi real negative de asemenea amploare. Da, nu mă așteptam ca domnul Sărescu să nu spună niciodată. Pentru că lucrurile evoluează și cumva piața se va așeza cu siguranță, că lucrurile nu vor rămâne așa, cumva ele se vor regla. Că lucrul ăsta se va întâmpla într-un termen mai scurt, ar fi de preferat, dar cel mai probabil că undeva după luna mai 2023, lucrurile vor intra într-un făgaș normal. Suntem într-o criză economică. Categoric. Dar să nu uite lumea că în secolul 20 economia mondială a traversat mai mult de 10 crize economice profunde, mult mai grele decât ceea ce trăim noi acum. Măcar că cauzele au fost altele, dar criza în sine a existat. Societatea, lumea nu era atât de evoluată, domnule Grigorescu. Ei atunci când... Credeți că acum suntem evoluați? Credeți că Uniunea Europeană, din punct de vedere tehnologic, firmele mari, transnaționalele care au mutat centrele de producție în Asia, credeți că au gândit-o pe ideea că... Nu, au fost țări în care au mutat centre de producție importante în țări din Asia pe considerentul costului și pe considerentul că pot să vândă produse mult mai scumpe decât... Iată că noi plătim acest preț. Sunt foarte multe state care au ajuns la concluzia că ar fi trebuit să creeze industrii strategice. Industrii care să le permită că în situații de genul ăsta să-și facă propriile lor produse în propria lor țară, cu materiile prime existente. Da. România a renunțat prea ușor la anumite lucruri. Da, aveți dreptate și dacă tot discutăm de materii prime... Sunt foarte curioasă să știu care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de o chestiune care va ajunge și în Consiliul Local. CET Govora a cerut
dublarea și mai bine a prețului gigacaloriei, urmează să votați în Consiliul Local. Iar primarul Mircea Gutău a și avertizat că urmează o perioadă grea, pentru că CET-ul poate rămâne chiar și fără gaz. Pentru că gazul nu mai are... Eu știu că sunt preocupări ca lucrurile acestea să fie reglementate. Nu este o situație tocmai ușoară pe care o traversăm. Se fac eforturi deosebite tocmai pentru a preîntâmpina o astfel de situație. Este cert că ceea ce cere PSD-ul la nivel național, reglementare și nu compensare, da? O reglementare a prețurilor existente la gaz, la principalele materii prime, asta ar însemna că nu sunt implicate cheltuieli publice, da? Pentru că, din păcate, liberalizarea pieței de gaz a fost prost făcută și la un moment total nepotrivit, în perioada în care PNL-ul considera că știe ce, el ce face, iată că noi plătim acest preț la momentul ăsta. Și atenție, ideea de bază cu care vine Partidul Social Democrat este ideea de a reglementa piața și nu de a merge pe sistemul de compensații. Pentru că, iată, spre exemplu, acum Virgil Popescu a venit și a cerut 31 de miliarde de lei pentru așa zisele compensații, fără să vină în guvern cu acte, cu argumente solide. De aceea este necesară o reglementare a pieței, o regândire a întregului sistem energetic național, astfel încât cetățeanul să fie ultimul care să suporte costurile suplimentare. Dar, spre exemplu, când ați sunteți consilier local și sunteți unul cu experiență și vocal, ce veți face? Veți vota pentru această solicitare CET-ului? La momentul acesta, noi asta ce decizie credeți că ar putea lua? Păi, dacă nu știu, dacă noi putem asigura un preț care să permită funcționarea... Adică imaginați-vă, până acum primăria și CET-ul nu mai dădeau aprobări ca lumea să se debranșeze de la CET, să treacă pe gaz. Bine, asta în cazul în care ar fi și gaz, da? Că avem în momentul de față situația două va afecta nu numai CET-ul, va afecta întreaga populație și cei care nu sunt racordați la CET. Și nici cei care sunt racordați la CET vor avea de suferit. Adică e clar că din toamnă prețurile vor sări în aer. Vor sări în aer în România. Și știți de ce? Pentru că dacă mă uit la momentul ăsta la statisticile extrem de îngrijorătoare în ceea ce înseamnă depozitele de gaz, România, din păcate, n-a reușit să umple, nu are depozite importante de gaz. Uh-huh. Degeaba vorbim noi că vom extrage gazele din Marea Neagră. Gazele din Marea Neagră, deocamdată, sunt doar o iluzie. O iluzie, da? Gândiți-vă că necesar... Gazele din Marea Neagră, ca și când ai vorbit că... de... Deci, haideți să fim serioși. Noi avem o mare problemă pe sistemul național de gaze la momentul ăsta, că majoritatea zăcămintelor sunt îmbătrânite. Din spate nu avem zăcăminte noi care să permită măcar înlocuirea celor care sunt deja în faza finală. Da? Deci, va fi o situație critică, iar dacă va veni în Consiliul Local, în funcție de argumentele aduse, cu siguranță că votul va fi unul care să susțină. Va fi și va fi, cred că, și o dezbatere extrem, extrem de... Trebuie să fim realiști. Cum a fost și în cazul situației cu gunoiul. Nu poți să vii să ceri 40% creștere de preț. Care sunt argumentele pentru care ceri așa ceva? Păi, tocmai, de ce vii și ceri dublu și ceva? Da, vor trebui luate datele puse pe masă, așa cum am făcut și în cazul... Vom prețul și vom analiza. Cu siguranță că prețul va fi mai ridicat. Da. Asta nu înseamnă că nu știu cu cât va fi ridicat, dar nici trebuie verificat, trebuie făcut văzută fișa de fundamentare și în funcție de asta vom lua decizia corectă pentru cetățeni. Dar cert este că ea va crește. Nu trebuie să vă gândiți că și dumneavoastră plătiți facturi, da? Cu siguranță. Adică cei care ridicați mâna în Consiliul Local și votați, și dumneavoastră aveți facturi de plătit. Adică și dumneavoastră toți, sunteți... Dar nu să ajungem în situația în care să plătești totuși asta foarte zic. Mult. Trebuie, de asta vă spun că este extrem de important de văzut cu ce argumente se vine în Consiliu. Vom face aceeași analiză pe care a făcut-o și va fi o dezbatere foarte, foarte interesantă. Chiar nu am de gând să fie. Ideea de bază este ca toți consilierii să... Eu cred că aici nu trebuie transformat această discuție într-o chestiune doar de natură politică. Nu. Pe asta nu este teamă, că cu siguranță va fi... Dar oamenii vor fi... Unii dintre dumneavoastră se vor gândi fix la binele cetățeanului. Haideți, astea sunt așa. Credeți? Da.
În cazul Romprez, cum vi s-a părut că a fost totuși negocierea? A fost și una și una. Au fost de toate, dar până la urmă... Nu a fost cum au cerut ei. Da. Da, creșterea a fost în medie undeva la 21-22% față de 40% cât au cerut ei. Pe ansamblu, ca medie vorbesc. Așteptăm ședința de Consiliu Local, vorbim după vorba aia, având... cifrele în față. Cifrele în față, actele și faptele întâmplate, mânuțele ridicate sau neridicate, nu? Cu siguranță vom discuta și cetățenii vor participa cu siguranță și la acest vot. Da. Opinii care vor ajunge prin intermediul dumneavoastră și la noi. Sigur, mulțumesc domnule Grigorescu pentru prezență. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază plăcută. La revedere! Să rămână!